E joi 21 martie 2024. S-au luat mai multe măsuri importante, le-aș clasifica, avem un grup de decizii axate pe investiții, o să avem și o investiție foarte interesantă de interes public pe transportul și pe infrastructura sportivă din București, de exemplu, dar vreau să încep în ordinea importanței și a celei de pe agenda executivului. Au fost două proiecte de lege, amândouă au fost emise către Parlament pentru a fi aprobate în procedură de urgență și vreau să mulțumesc miniștrilor care răspund de aceste două proiecte de lege, justiție respectiv mediu. Doamna ministru Alina Gorgiu, ministra justiției, se află lângă mine pentru a ne da detalii despre un act normativ de mare impact și de interes, proiectul de lege care urmărește limitarea fenomenului fugarilor și descurajarea acestei atitudini infracționale. Mulțumesc, doamna ministru, și sunteți cea mai calificată să ne dați detaliile. Vă mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru introducere. Da, aveți dreptate. Agenda Guvernului a setat ca prioritate pentru Ministerul Justiției, pe care îl conduc de 10 luni de zile, această prioritate, și anume diminuarea fenomenului fugarilor. Știți că am avut nenumărate demersuri și inițiative la acest capitol. Astăzi facem un nou pas în deblocarea sau depășirea anumitor sincope cu privire la fugari. Este vorba de un proiect de lege adoptat de guvern în procedură de urgență, care presupune un lucru de bun simț și absolut normal într-un stat de drept. Dacă ai fugit din țară și ai avut bani să eviți executarea pedepsei în penitenciarele românești, atunci când ești adus de statul român înapoi în sistemul penitenciar, prin punerea în aplicare a mandatului de întoarcere, prin extrădare, vei scoate bani din buzunar. Se referă strict la persoanele urmărite internațional, iar această inițiativă îmbunătățește cadrul legislativ existent în domeniul cooperării judiciare internaționale. Sunt două situații, două ipoteze practic pe care le prevede legea. Când fugarul se sustrage de la urmărire penală sau judecată și situația 2, când fugarul se sustrage de la executarea pedepsei, asta înseamnă că este deja condamnat definitiv și are o hotărâre definitivă a instanței din România. În primul caz, când fugarul se sustrage de la urmărirea penală sau judecată, cheltuielile care revin statului român, în cazul în care persoana s-a sustras urmăririi penale sau judecății, vor fi avute în vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare de către instanța de executare, conform prevederilor codului de procedură penală. Practic, aceste cheltuieli din cauza respectivă devin cheltuieli de judecată și se suportă de inculpat prin hotărârea definitivă de condamnare. Care sunt aceste cheltuieli? Probabil vă întrebați, care vor reveni statului român. În articolul 16, completat cu cele trei aliniate noi prin proiectul de lege, avem deja tipurile de cheltuieli. Ele se referă nu doar la acest capitol strict al fugarilor, se referă la cooperarea judiciară penală internațională în tot ceea ce înseamnă domeniul penal, adică reglementează și cum se procedează și cum se cooperează judiciar pentru audierea unui martor care se află în străinătate, de exemplu, sau dacă este nevoie de o audiere prin videoconferință. Revenind la aceste cheltuieli care se află în sarcina statului și pot fi ocazionate de transferul persoanelor de pe teritoriul statului în care a fugit pe teritoriul României, avem următoarele categorii: indemnizații și remunerații ale martorilor și experților, precum și cheltuielile de călătorie și ședere, cheltuieli ocazionate de remiterea anumitor obiecte, cheltuieli ocazionate de transferul persoanelor pe teritoriul statului solicitant sau la sediul unei autorități judiciare, cheltuieli ocazionate de tranzitul unei persoane de pe teritoriul unui stat străin sau de la sediul unei autorități judiciare către un stat terț, cheltuieli ocazionate
de recurgerea la o videoconferință pentru a duce la îndeplinire o solicitare de asistență judiciară sau orice altă cheltuială considerată drept extraordinară de statul solicitant în funcție de mijloacele umane sau tehnologice pe care le-am utilizat pentru a îndeplini această cerere. În al doilea caz, a doua ipoteză, este cea în care fugarul se sustrage de la executarea pedepsei. Așa cum vă spuneam, este deja condamnat și a decis să fugă din țară. În acest caz, pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de aducerea în țară a persoanei solicitate, a persoanei extrădate sau extrădabile după caz, care s-a sustras executării pedepsei, autoritățile din România au drept de regres la instanța civilă competentă. Această cauză se va judeca cu celeritate și va fi acțiunea scutită de taxă de timbru. Categoriile de cheltuieli vor fi stabilite printr-o hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Justiției sau la propunerea Ministerului de Interne. De ce? Aceste două ministere sunt cele care avansează cheltuielile cu fugarii. În această situație, ca să fie și mai simplu spus, cheltuielile făcute cu aducerea fugarului condamnat definitiv în țară vor fi recuperate printr-o acțiune separată în instanța civilă, iar titularul acțiunii va fi ministerul care a formulat cheltuielile, a avansat cheltuielile. Vreau să vă dau cu titlul de exemplu tipurile de cheltuieli care vor fi suportate de fugar în această ipoteză: costul biletelor de avion, cazarea escortei, eventuale cheltuieli de transport suportate de escortă, cazare la sediul autorității judiciare străine, cheltuieli generate de aeroport și așa mai departe. În acest context, și cu asta am să închid subiectul, doar la nivelul anului 2023, statul român a scos din buzunar 10.025.000 de lei pentru 803 persoane aduse în țară. O sumă relevantă care ar putea fi redirijată, nu știu, către sistemul penitenciar, către noi sedii de instanțe, modernizarea lor și așa mai departe. Și un alt subiect pe care vreau doar să le număr, să le nunț, este legat de o completare a unui memorandum pe care l-am adoptat într-o ședință de guvern în 16 februarie. Acest memorandum a vizat relocarea penitenciarelor din centrul orașelor, din zona critică a orașelor. În 16 februarie am adoptat în ședință de guvern și mulțumesc colegilor pentru că au susținut acest memorandum, relocarea penitenciarelor din Oradea, Satu Mare, Iași, Târgu Mureș, Ploiești și a secției penitenciarului Gherla, scuzați-mă, din municipiul Cluj-Napoca. Astăzi, pentru că sunt alte autorități locale care ne-au solicitat completarea memorandumului, am venit în fața Guvernului cu partea a doua, un memorandum pentru aprobarea relocării a altor patru penitenciare din România, aflate în zona centrală a unor orașe. Este vorba de Craiova, Brăila, Miercurea Ciuc și Târgu Jiu. Imediat după adoptare, Administrația Națională a Penitenciarelor va da drumul la hârtii, va comunica cu administrațiile și autoritățile publice locale și județene, astfel încât să putem să identificăm soluția potrivită în funcție de disponibilitățile pe care le au aceste autorități pentru relocarea penitenciarelor. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, Bună ziua, Vlad Ungar, știrile TVR. Doamna ministră, v-aș întreba, a apărut o informație în ultimele ore, potrivit căreia patru dintre candidații care vor deveni magistrați au fost cercetați sau condamnați pentru infracțiuni precum șantaj, lovire, fals material, ucidere din culpă. V-aș întreba, cum poate împărți dreptatea cineva care a fost cercetat sau chiar condamnat pentru aceste infracțiuni? Am văzut știrea chiar la finalul ședinței de guvern. Vreau să vă informez că Ministerul Justiției legal nu are niciun fel de atribuție în cariera magistratului, în organizarea acestor concursuri desfășurate și nici în verificarea condițiilor. Însă, ca membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, voi pune pe masa Consiliului această temă și această discuție, sigur cu verificări prealabile. Mulțumesc!
Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Atena 3 CNN. Doamna ministru, a fost vehiculat numele dumneavoastră pentru lista la europarlamentare. Aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă rămâneți pe listă sau rămâneți la minister. N-am să evit răspunsul, să știți că subiectele politice le vom trata la Biroul Politic Național de astăzi, ora 10. Însă, așa cum a premierul și președintele Partidului Național Liberal, miniștrii nu au această posibilitate de candidatură pe lista de europarlamentare. Premierul și-a dorit foarte tare să continue cu această echipă. Chiar la finalul ședinței de guvern a spus că este foarte încântat că vom continua cu toții în aceeași formulă. Colegii dumneavoastră de partid de la Prahova, mai exact 60 de primari, susțin la alegerile locale un candidat care are probleme cu justiția. Este vorba despre... Nu s-a discutat acest subiect, validarea colegilor din fiecare județ, atât pentru funcția de Consiliu Județean, cât și pentru funcția de municipiu, reședință de județ, pentru prima dată va fi subiectul acestui Birou Politic Național. Sigur, nu vor putea fi validate toate candidaturile, pentru că nu au fost depuse, transmise toate aceste solicitări, dar este decizia Biroului Politic Național și vă rog să-mi permiteți să o discutăm acolo. Iar eu mulțumesc și vreau să precizez, probabil că am să fac de mai multe ori această precizare. E adevărat, vorbim de o perioadă extrem de intens electorală, vorbim despre o alianță care este și la guvernare, dar aș vrea ca la aceste briefuri de la sediul guvernului să discutăm chestiuni administrative care țin de activitatea guvernamentală și nu de cea politică sau electorală. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru prezență și mulțumesc că ați punctat și dumneavoastră memorandumul pe care l-aș fi menționat eu oricum, pentru că el implică, mai dau două amănunte față de ce a spus dumneavoastră, va da doamna ministru o listă de orașe completată astăzi prin memorandum. Ei bine, se va face un parteneriat cu autoritățile locale din orașele menționate pentru a se găsi viitoarele amplasamente ale penitenciarelor cu beneficii, credem noi, evidente și pentru locuitorii orașelor respective și, da, și pentru personalul care trebuie să ispășească o condamnare executorie. Și vreau să continui acum, așa cum v-am spus, cu celălalt proiect de lege adoptat astăzi în ședință de guvern și trimis către Parlament, tot în procedură de urgență. De altfel, premierul Marcel Ciolacu l-a și menționat în discursul său de la începutul ședinței și a dat și atunci cuvântul ministrului mediului, domnului Mircea Fechet, pe care îl salut și mulțumesc că este și dumnealui prezent la acest briefing, la această întâlnire cu dumneavoastră, pentru a ne explica mai bine ce înseamnă acest nou cod silvic care va trece cât mai repede de Parlament, sperăm, în condițiile în care, contextualizez eu un pic declarațiile dumnealui, avem o legislație pe acest domeniu veche sau, mă rog, datând din 2008, dacă nu mă înșel, domnule ministru. Așadar, vrem să actualizăm toți acești parametri pentru a răspunde unor pericole, să spunem, sau provocări asupra gestionării codului silvic român. Domnule ministru, vă rog. Bună ziua tuturor. Așa este. Poate că nu ar fi existat zi mai potrivită decât ziua de astăzi, pentru că este ziua internațională a pădurilor și am aprobat în Guvernul României proiectul de lege care reglementează noul cod silvic. Este un cod silvic echilibrat, care s-a născut în urma unui dialog extins, serios și bine argumentat cu toți actorii din domeniul silvic. Am solicitat primului ministru și acesta a fost de acord cu o procedură de urgență pe care o vom propune Parlamentului României. Așa cum bine spuneați mai devreme, este primul cod silvic din 2008 și până astăzi, este scris de la zero și este născut într-un context firesc. Pentru că am aprobat în anul 2022 Strategia Națională pentru Păduri, mai exact Strategia Națională pentru Păduri 2030 și un al doilea pas a acestei întregi situații a fost elaborarea noului cod silvic. Aș mai spune că proiectul de lege
a fost elaborarea proiectului de lege, a fost finanțată din PNRR, că ține cont de nevoile de dezvoltare ale țării, că răspunde așteptărilor pe care societatea le are de la pădurea, de la pădurile țării și că asigură implementarea ultimelor progrese tehnologice în materie. În a doua jumătate a anului trecut, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, am organizat foarte multe dezbateri publice pentru acest proiect de act normativ. Au participat atunci asociațiile profesionale din silvicultură, industria de exploatare și de prelucrare a lemnului, industria mobilei, foarte important, reprezentanții ai societății civile și pentru prima oară în istoria Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au participat și persoane fizice. Oamenii au venit pur și simplu la aceste dezbateri și au exprimat punctul lor de vedere în legătură cu acest proiect de lege. Asta ne spune că avem astăzi un proiect de lege matur, care ține cont de nevoile proprietarilor de păduri, fie că discutăm despre marii proprietari de pădure, dar mai ales gândindu-ne la micii proprietari, pentru că România are această particularitate, ține cont de provocările ocoalelor silvice sau de dificultățile firmelor care exploatează masă lemnoasă. Profit de această ocazie să mulțumesc tuturor specialiștilor care au lucrat la acest act normativ. Mă refer aici la cele două universități de tradiție în silvicultura românească, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Ștefan cel Mare din Timișoara. În același timp, mulțumesc și Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, pentru că acești specialiști au lucrat la acest proiect de lege, iar astăzi avem o variantă acceptată nu doar de către dânsii, dar mai ales avizată de toate ministerele aproape din Guvernul României. Le mulțumesc de asemenea colegilor din minister, colegilor din ministerele avizatoare, au fost sute, poate chiar mii de ore de muncă la acest nou cod silvic pe care Guvernul României l-a adoptat astăzi ca proiect de lege și sunt convins că toată această muncă a meritat, că e în folosul pădurii din România și este în folosul oamenilor. Suntem preocupați din ce în ce mai mult de gestionarea efectelor schimbărilor climatice, iar pădurile sunt cele mai reziliente în combaterea acestor efecte devastatoare pe care le știm. Fie vara când traversăm zile în șir de cod roșu de caniculă, fie toamna când resimțim, când avem inundații sau alte fenomene meteo extreme, mereu ne uităm prima oară spre păduri când ne gândim la combaterea acestor schimbări climatice. Dacă îmi permiteți, o să vă comunic câteva dintre cele mai importante prevederi pe care noul cod silvic le are. În primul rând, tăierile la ras vor fi interzise în aproape jumătate din suprafața de pădure a țării. Dacă până acum erau interzise doar în parcurile naționale, vom extinde această interdicție și în parcurile naturale și în toate siturile Natura 2000. Discutăm de peste 5,5 milioane de hectare, din care mai mult de jumătate e pădure. Totodată, codul silvic în forma propusă va permite statului român să intervină și să împădurească acolo unde terenurile au fost despădurite și unde au fost abandonate de către proprietari. Există numeroase astfel de situații în România, vom interveni și vom planta pe acele terenuri. Totodată stabilim cadrul legal pentru lupta digitalizată cu tăierile ilegale de pădure. Fie că discutăm despre imagini satelitare, despre monitorizarea video a drumurilor
de acces în pădure, creăm astfel premiza unei gestiuni digitalizate. Totodată, un element de noutate este suspendarea dreptului de acces în sistemul informatic SUMAL 2. Ori de câte ori ne confruntăm cu situații legate de furtul de masă lemnoase, furtul de pădure, să vorbim pe românește, la fel ca atunci când rămâi fără permis, atunci când în cazul șoferilor care sunt în stare de ebrietate, exact așa vom lua dreptul de a intra în SUMAL celor care nu respectă legea. Că o vom face pentru o lună, pentru trei luni sau pentru totdeauna, în funcție de gravitatea situației. Totodată dăm dreptul proprietarilor de pădure, proprietarilor privați sau de stat, la soluții alternative de pază. Structuri specializate, pază în regim propriu, cu precizarea că paza pădurii este obligatorie prin lege. Reglementăm comunitățile dependente de produsele pădurii. Totodată introducem în noul cod silvic termenul de folosință agrosilvică, ceea ce înseamnă că pășunile și culturile agricole vor putea fi integrate cu arbori și arbuști. Apare Consiliul Național al Silviculturii, o organizație profesională care reunește toate organizațiile de profil din domeniu. Toți proprietarii de pădure vor fi incluși într-un registru forestier național. De asemenea, un lucru pe care vreau să-l precizez este faptul că toți românii se vor putea bucura în continuare de pădurile noastre, aceștia având dreptul să se plimbe în orice pădure doresc. Aș mai adăuga un singur lucru, deși nu are legătură cu acest proiect de cod silvic. Aș mai adăuga totuși faptul că în luna februarie am depus alături de alți colegi din Parlament niște amendamente la actualul cod silvic, prin care am rezolvat o serie de probleme ale românilor semnalate în mai multe județe, mai ales în județul Bacău, de unde și eu sunt. Respectiv, situația acelor moștenitori de pădure care nu au o dezbatere a succesiunii făcută în fața unui notar și care nu pot beneficia de propria pădure. Ne aflăm în situația în care un moștenitor, deși plătea impozit pe acea suprafață, plătea pază la ocolul silvic, atunci când ar fi vrut să-și ia 5 metri cubi la hectar din propria pădure, ar fi fost pus în situația în care pădurarul nu putea marca acei arbori. Este o situație pe care am rezolvat-o prin acea inițiativă legislativă, care a fost deja votată de către plenul Camerei Deputaților, motiv pentru care putem să spunem că această chestiune este rezolvată. Un alt lucru la care m-aș referi este legat de publicarea în Monitorul Oficial a amenajamentelor silvice. Nu doar faptul că ne lua ore sau zile întregi să ștampilăm miile de pagini ale amenajamentelor, nu doar că eram nevoit să plătim 3 lei pentru fiecare pagină publicată în monitor și de multe ori aceste amenajamente au sute sau poate mii de pagini, dar ne aflam în situația în care Monitorul Oficial nu putea publica fizic, nu putea publica mai mult de 4-5 amenajamente pe săptămână și proprietarii de pădure stăteau și așteptau săptămâni sau luni în șir pentru a-și putea exploata propriile suprafețe. Este o chestiune pe care am reglementat-o. Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării lui prin ordin de ministru și bineînțeles că respectăm și principiul transparenței și publicăm pe pagina instituției
toate aceste amenajamente, cu toate informațiile care ar putea să fie de interes pentru publicul larg. Dacă aveți întrebări pe marginea acestui subiect sau pe orice alte teme încercând să le iau în această ordine, vă stau la dispoziție. Bună ziua, Sonia Teodoriu de la Euronews. Vreau să vă întreb câți proprietari de terenuri au aplicat pentru împădurire. Avem 600 de mii de milioane de euro din PNRR pentru împădurire și oamenii pot să primească acești bani. Aș spune că cred că importantă este suprafața pe care o urmează să o împădurim, nu neapărat proprietarii. Și aș vrea să explic și de ce spun acest lucru. Am fost în această săptămână, din nou, în județul Dolj, în comuna Apele Vii, unde am asistat la împădurirea unui teren degradat în Sahara Olteniei, așa cum numim noi acea zonă, pentru că este acoperită aproape în totalitate de nisip, și am asistat la împădurirea unei suprafețe de 150 de hectare de pădure. Și discutând cu ocolul silvic de acolo, discutând cu reprezentanții autorităților publice locale, mi s-a spus că a fost nevoie de muncă de lămurire cu peste 600 de proprietari care aveau o suprafață mai mare sau mai mică, fiecare din cei peste 600 și-a dat acordul, fiecare din cei peste 600 au delimitat proprietatea din punct de vedere cadastral și munca enormă nu se referă doar la numărul acestor proprietari, știind că în România există multe persoane care au suprafețe foarte mici, poate și o jumătate de hectar sau poate un hectar pe care l-au moștenit mai mulți frați, însă important este mesajul pe care îl transmitem. Prin PNRR ne propunem să extindem suprafața împădurită a României cu peste 27.000 de hectare. Avem în acest moment la Ministerul Mediului în evaluare aproape 9.000 de hectare, dacă îmi amintesc bine cifrele. Am împădurit deja peste 3.000 de hectare. Cu alte cuvinte, suntem foarte optimiști că la epuizarea termenului aferent finanțărilor din PNRR, respectiv 30 iunie 2026, vom reuși să tragem toți acești bani și să avem și sumele, să avem și acele suprafețe împădurite. Cezara Marie pentru Europa Liberă. Prima întrebare ar fi legată de câte hectare de pădure există în momentul de față în România, câte au fost intabulate până în prezent și când se va finaliza cadastrul forestier? În România, așa cum bine știm, avem aproximativ 6 milioane de hectare de pădure. Dacă ne raportăm la pădurile care nu sunt parte a fondului forestier, putem să extindem această cifră până la aproximativ 7 milioane de hectare și pot să admit că în continuare, în ceea ce privește cadastrarea acestor suprafețe, fie că discutăm despre proprietatea publică a statului român, fie că discutăm de proprietatea privată, suntem încă departe de momentul pe care la care ne dorim cu toții să ajungem, respectiv 100% teren cadastrat, dar e un proces continuu în legătură cu care sunt informat și sunt interesat la mine. Dar puteți să ne spuneți măcar aproximativ cât s-a intabulat? Nu am această cifră să vă pot comunica în acest moment, însă bineînțeles că vă pot pune la dispoziție cu exactitate aceste cifre în măsura în care mai puțin de 200.000 de hectare? În măsura în care îmi lăsați datele de contact, cu foarte mare plăcere vă comunic informațiile exacte. Ok. Și când anume estimați că s-ar putea finaliza cadastrul forestier? Tocmai v-am răspuns la această întrebare. Referitor la legea de astăzi, sunt mai multe organizații de profil ONG-uri
care susțin că se legalizează o creștere necontrolată a exploatării de lemn. Da? Și ei spun că practic se poate tăia mai mult și mai ieftin, fără a se ține cont de impactul cumulat pe care exploatările le vor genera la nivel de peisaj forestier. Pot să vă spun că acest cod silvic a parcurs un amplu proces de consultare. La aceeași masă au stat atât organizațiile neguvernamentale și m-am bucurat foarte mult de prezența acelor ONG-uri care nu doar au criticat codul silvic, ci au venit și cu propuneri care au fost în cea mai mare parte preluate. Acum, bineînțeles că ONG-urile, oricând sunt întrebate, ele spun că trebuie să facem și mai mult pentru natură și sunt de acord uneori cu acele afirmații, însă pot să vă spun că e un cod silvic echilibrat, unde am ținut cont și de opinia organizațiilor neguvernamentale de mediu, am ținut cont și de opinia proprietarilor de pădure și am ținut cont și de opinia ocoalelor silvice private sau de stat, la fel cum am ținut cont de opinia industriei și eu cred că acesta este secretul oricărui act normativ de succes, respectiv să păstreze un echilibru între toate aceste interese. Bun, dar concret, concluzionând, se poate tăia mai mult conform noului cod silvic? Eu cred că noul cod silvic are prevederi foarte clare în ceea ce privește managementul durabil al pădurilor. Iar problema pădurilor în România nu este că se taie mult sau puțin. Una dintre probleme legate de exploatarea pădurilor în România este că mult sau puțin, de multe ori se taie ilegal. Ori prin acest act normativ venim în rezolvarea acelei situații și eu cred că din momentul în care putem să spunem că reducem cât putem să reducem, că nu o să ajungem niciodată la eradicarea totală a furtului de masă lemnoasă, pe urmă putem să discutăm despre absolut orice alte metode prin care să asigurăm gestionarea durabilă a pădurilor din România. Întrebarea era dacă se poate tăia mai mult. Se poate tăia ca și până azi în limita a ceea ce spun specialiștii care elaborează amenajamentul silvic pentru fiecare suprafață de pădure. Eu nu spun că se taie mult sau puțin, între o pădure de 10 ani sau de 150 de ani e o foarte mare diferență în funcție de specie, de relief și de vârsta pe care o are pădurea respectivă și vă pot spune că și în trecut și în viitor se va tăia exact atât cât decid specialiștii care la asta se pricep, respectiv inginerii silvici, care au ca interes, la fel ca noi toți, protejarea pădurilor din România. Da, și încă o rugăminte. Vă rog. Se mai reproșează faptul că nu este instituită o reformă clară a sistemului de combatere a exploatărilor ilegale. Faptul că rămânem cu același sistem ineficient, centrat pe marcarea arborilor, valorificarea lemnului pe picior și cu identificarea ciotelor nemarcate. Că e un sistem care nu produce probe concludente în instanță. Nu funcționează ca prevenție. E adevărat, am avut aceste discuții ore în șir la minister. Le putem avea și aici, dacă este cazul. Dimpotrivă, am vorbit mai devreme despre digitalizarea trasabilității. Am vorbit mai devreme despre camere video inteligente, am vorbit mai devreme despre interpretarea acelor filmări, nu doar în legătură cu identificarea numărului de înmatriculare, dar cu identificarea unui posibil volum de masă lemnoasă corelată cu informațiile pe care le avem în sumal și identificarea acelor transporturi care prezintă un anumit risc. Dacă discutăm despre imagini satelitare, spre exemplu, pentru că noul cod silvic are prevederi legate și de modul în care vom monitoriza din satelit pădurile din România pentru a vedea dacă ochiurile pe care le găsim în fondul forestier sunt corelate cu vreun amenajament silvic, eu cred că cel puțin aceste instrumente despre care v-am povestit mai devreme sunt demne de anul 2024 în care trăim și n-aș spune că folosim aceleași metode învechite, dincolo de
opinia unor ONG-uri pe care o respect, la fel cum apreciez munca pe care activiștii de mediu o fac în fiecare zi. Vă rog. Și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Astăzi s-au triplat soldele celor din... Eu răspund la întrebări imediat. Da, da, nu plec. Eu nu plec. Eu am terminat, cred, nu? Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu, domnule ministru, și am anticipat întrebarea dumneavoastră, de altfel am și discutat înainte de acest brief și chiar voi continua sesiunea de informare cu date despre această ordonanță de urgență pentru stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național. Prin această ordonanță se acordă o majorare salarială de până la 30% din solda de funcție sau salariul de funcție sau salariul de bază pentru personalul din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională. Totodată se reglementează dublarea, raportat la anul 2018, a indemnizației de delegare, detașare pentru personalul din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională care participă la misiuni de instrucție, exerciții militare și aplicații, în tabere sau în poligoane, cu participare internațională sau misiuni pe teritoriul României cu durată mai mare de 48 de ore și la o distanță mai mare de 5 km de localitatea în care și au locul permanent de muncă. De asemenea, se creează cadrul legal unic pentru salarizarea personalului pe perioada cursurilor de formare și de perfecționare, pentru personalul care urmează cursuri de carieră și nivel, cât și pentru cei care urmează cursuri de zi în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Se are în vedere totodată crearea cadrului legal care să permită pentru soldații și gradații profesioniști posibilitatea acordării concediului de odihnă suplimentar, a concediului de studii și compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru cadrele militare. Voi continua acest briefing înainte de a vă mă pune la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Cu măsuri în perspectiva intrării în Schengenul aerian al țării noastre, este o perspectivă foarte apropiată, cea a eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime, ca urmare a intrării României în spațiul Schengen aerian, începând cu 31 martie 2024. În acest sens, Guvernul a modificat și a completat, prin ordonanță de urgență, mai multe acte normative în domeniul străinilor și al frontierei. În esență, este vorba despre o serie de măsuri necesare transpunerii în practică a unei decizii a Uniunii Europene privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în țara noastră, în România. Actul normativ conține mai multe prevederi legate de controlul la frontiere, de regimul străinilor, controlul migrației ilegale, dar și de drepturile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Aș menționa aici, ca element de interes pentru angajatori, instituirea termenului de maximum 15 zile lucrătoare pentru încheierea contractului individual de muncă de la intrarea străinilor în România sau, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare în cazul vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă. Totodată, angajatorului îi se impune condiția să desfășoare efectiv activitate de minimum un an în domeniul pentru care solicită avizul de angajare. Iar pentru controlul migrației, Inspectoratul General pentru Imigrări atribuie un cod numeric personal lucrătorului străin la momentul eliberării avizelor de angajare sau de detașare. Și se instituie posibilitatea anunțării prezenței străinului intrat legal pe teritoriul României, inclusiv prin intermediul unei aplicații informatice dezvoltate de Inspectoratul General pentru Imigrări. Vreau să continui briefingul cu o serie de comunicări legate de un pachet investițional aprobat astăzi de către guvern. Este vorba despre ajutorul de stat pentru investiții de dezvoltare regională, o hotărâre de guvern care asigură continuitatea mecanismelor de stimulare a investițiilor care contribuie la dezvoltarea regională. A fost aprobată prin această hotărâre instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru investiții de interes regional,
ale căror costuri eligibile depășesc 50 de milioane de lei și care contribuie la dezvoltare prin plata directă de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetul local, cât și indirect prin dezvoltarea activității unor societăți comerciale aflate în relații economice cu beneficiarii de ajutor de stat. Vă reamintesc că la data de 31 decembrie 2023 a expirat valabilitatea celor două scheme de ajutor de stat aplicate în baza regulamentului european regional în perioada 2007-2023 și care s-au dovedit a fi un instrument real de stimulare a atragerii de investiții și de creare de locuri de muncă. Plățile în cadrul noii scheme de ajutor de stat se vor face în perioada 2025-2032. Tot la capitolul investiții aflate în derulare și continuate prin decizie executivului de astăzi, se află ordonanța de urgență care va permite continuarea unor proiecte de infrastructură în sectorul de apă uzată și apă derulate prin programul de dezvoltare durabilă 2021-2027 și care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate aferentă perioadei de programare 2014-2020. Este vorba despre 32 de proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în valoare de peste 6,7 miliarde de euro, din care au fost certificate cheltuieli de numai 2 miliarde de euro în perioada de programare aferentă. Conform condițiilor care au fost agreate cu Comisia Europeană, pentru a permite continuarea acestor investiții, corecțiile financiare și reducerile stabilite pentru contractele de achiziții finanțate prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 vor fi suportate de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare. O măsură importantă pentru bucureșteni acum este aprobarea modernizării și îmbunătățirii serviciilor de transport călători cu metroul pe cea mai aglomerată magistrală a rețelei Metrorex și anume magistrala 2 Berceni-Pipera. Lucrările vizează îmbunătățirea a 18,68 km de linii de metrou și modernizarea instalațiilor sanitare și a instalațiilor electrice aferente, iar investiția se ridică la aproape 1 miliard de lei, iar durata lucrărilor este de 48 de luni. Finanțarea se asigură din fonduri externe nerambursabile prin programul Transport 2021-2027 în proporție de 85% și din fonduri de la bugetul de stat. Finalizarea acestui obiectiv va duce evident la îmbunătățirea transportului cu metrou prin creșterea frecvenței de operare, a reducerii duratei de deplasare, dar și prin creșterea gradului de confort al pasagerilor. Și ca să anticipez poate o întrebare a celor care folosesc în mod curent această magistrală, în principal, reabilitarea sistemului căii de rulare se va realiza pe durata pauzei de noapte, cu menținerea circulației trenurilor pe timpul zilei, așadar, de luni până vineri, dar în weekenduri restricțiile circulației ar putea să fie mai importante, cu închiderea totală a unei linii și realizarea circulației trenurilor pe un singur fir. O să vedem cum se va derula acest proiect, care e menit să dureze, v-am spus, 48 de luni din momentul declanșării lucrărilor. O altă investiție majoră din infrastructura sistemului sanitar va fi construirea unui ansamblu medical nou în care să funcționeze Institutul Clinic Fundeni în vederea extinderii și îmbunătățirii condițiilor de tratament pentru pacienți. Infrastructura actuală cu o vechime de peste 60 de ani nu mai permitea realizarea circuitelor intraspitalicești a căilor de evacuare necesare. Clădirea care urmează a fi construită, va dispune de 21 de săli de operație moderne, de unități de terapie intensivă pentru intervențiile multidisciplinare și pentru intervențiile din domeniul transplantului, va dispune de asemenea de spații de laborator performante și de o infrastructură IT avansată. Investiția se ridică la 2,6 miliarde lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 36 de luni.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin programul operațional Sănătate, dar și de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Sănătății. Vreau să mai punctez o ultimă programă imobiliar de investiții în București. La propunerea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei arene multifuncționale, al cărei beneficiar va fi Clubul Sportiv Dinamo București. Obiectivul va dispune, pe lângă stadion, de spații complementare pentru sport, cum ar fi săl de box cu 3 ringuri, de haltere, de judo, de lupte, de gimnastică, de fitness și de scrimă. Va dispune, evident, de vestiare și de spații conexe pentru personal, pentru cantonamente, pentru spectatori, pentru presă, pentru transmisii TV, pentru depozitări și alte spații tehnice aferente întreținerii clădirii, dotări sanitare moderne și facilități pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Arena stadionului va avea 25.059 de locuri, iar stadionul va fi dimensionat în conformitate cu cerințele aplicabile prin regulamentul de acreditare UEFA pentru nivelul 4, îndeplinind inclusiv exigențele superioare ale acestui standard. Prin proiect se prevede și realizarea unui spațiu expozițional care va găzdui evenimente culturale, expoziții temporare, precum și o expoziție permanentă în care vor fi expuse trofeele clubului Dinamo, precum și a unui heliport în vederea aterizării aeronavelor SMURD cu acces către Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Suprafața desfășurată totală a acestei arene este de 66.716 metri pătrați, iar durata de execuție este de 25 de luni, valoarea totală a investiției fiind estimată în această clipă la 854.573.000 de lei. Acestea au fost deciziile asupra cărora am vrut să vă atrag atenția, dar evident va urma acel comunicat care va detalia și deciziile comunicate și celelalte anunțate deja de pe ordinea de zi a Guvernului. Dacă vă pot ajuta și cu alte răspunsuri, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult atunci și să ne revedem sănătoși!